Hei, salut și bine ați venit la Ceva Show! Și ca să începem frumos Ceva Show, începem cu Ceva Știri. O femeie de 103 ani din Italia, supraviețuitoare a pandemiei de gripă spaniolă, s-a vindecat de COVID-19. Excelent! Și am înțeles că tot ea a oprit intrarea nemților în Sankt Petersburg, l-a împușcat pe Kennedy și a inventat punga cu pungi. Un astrofizician a rămas cu 4 supermagneți blocați în nas după ce a încercat să inventeze un dispozitiv anticoronavirus. A uitat, asta înseamnă să fii astrofizician. Nu ca ultimul fizician pârlit cu magneți normal. El a luat 4 supermagneți. Ideea e că el n-a găsit leac împotriva coronavirus, dar acum de fiecare dată când face pluta, indică nordul. Un francez a încercat să traverseze munții Pirinei pe jos pentru a-și lua țigări din Spania. Acum, să urci un munte ca să-ți iei țigări, e ca și cum te-ai spăla între picioare cu clor ca să mergi la o prostituată. Un brăilean a fugit din carantină coborând cu cearșaful pe geam. Dacă îmi permiteți, oameni buni. După ce a coborât nebunește din încăperea în care era ferecat, a încălecat pe un nobil armăsar și a galopat ca vântul și ca gândul la aleasa inimii, alături de care a trăit până la venirea forțelor de ordine, care i-au bătut de s-au căcat pe ei până la adânci bătrâneți. Noapte bună! De la Digi24 aflăm că episcopul din Ungheni a decontaminat Republica Moldova cu icoana din avion. Și din acest motiv îl avem acolo trimis pe corespondentul nostru special, Alexandru Banciu. Salut, Alexandru! Salut! Salut, Vio! Cum e acolo la Ungheni? Este cald, bate puțin vântul, dar... Drăguț! Plecheta pe mine. Te invidiez! Să știi că am dat în legătură la fix pentru că mai devreme tocmai a trecut avionul în care se află episcopul. Zău, și cum s-a simțit? S-a simțit intens, aș putea spune. S-au împrăștiat păsările pe aici, în curte. Acum și-a mai revenit, dar Rexton nu vrea să iasă din pușcă. Am înțeles, zăpăcitul. Bun, Alexandru, spune-mi, există o înălțime optimă de la care putem spune că prinde sfânta decontaminare? Da, să știi că între 800 și 1000 de metri e înălțimea recomandată de Patriarhie. Se spune, na, cu cât mai aproape de cel de sus, cu atât mai bine. Corect. De asemenea, să știi că depinde și de ce cruce se folosește. Ai zice că o cruce mai mare e mai eficientă, nu? Hai să râzi, Vio, dar nu contează dimensiunea. Este esențial să fie îndreptată corect. Bun. Am citit în știre că în acel avion se aflau și 43 de moaște, corect? Da, este corect. Wow! Ai zice că e un fel de best-of al moaștelor, dacă îmi permiți. Da, spun, am avut noroc pentru că zilele astea s-a desfășurat FIMU. Ce? FIMU. Nu știi FIMU? Nu știu ce e FIMU. FIMU este Festivalul Internațional al Moaștelor Ungheni. Ah, ce tare, nu știam. Și vin mulți oameni? Da, în fiecare an sunt expuse moaște din toate colțurile lumii. Iar anul acesta am avut în premieră moaște organice din Brazilia, moaște fair trade din Peru și chiar și moaște artizanale de la micii noștri producători locali. Excelent! Păi și spune-mi, e chiar atât de simplu? Adică trebuie doar să treacă cu moaștele pe deasupra? Nu, să știi că contează și rugăciunile spuse. Este foarte important să nu se facă pauze între ele, pentru că zona respectivă nu se mai sfințește. Chiar săptămâna trecută s-a efectuat un zbor de sfințire pentru semnalul la internet. Și la un moment dat, episcopul s-a dus la toaletă și de atunci tot raionul Râșcani are doar semnal 2G. Pau, săraci, doamne, nu vrei să auzi așa ceva. Dar, dacă îmi permiți, Alexandru, cumva toată sfințirea asta e poate și un pretext ca episcopul să iasă din casă?
greu de spus, Vior. Oricum nu vor mai survola foarte mult. Mi s-a transmis că în câteva minute vor face cale întoarsă pentru că se apropie de granița cu Rusia. A, am înțeles. Adică și nu vor să verse sfințirea peste graniță sau? Nu, nu e vorba de asta. Tradiția ne spune că nu e bine să încerci să sfințești rachete la aer-sol în plin postul Paștelui, pentru că aduce după sine 7 ani de investigații internaționale. Am înțeles. Ok, mulțumesc frumos, Alexandru, să te întorci în siguranță de acolo și sfințit! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Astăzi învățăm să facem streaming. Vrei să faci streaming? Nimic mai simplu. Ce înseamnă streaming? Înseamnă să fii live cu video pe internet, ca și cum ai fi la TV, doar că mult mai ieftin și mai puțin profesionist decât o televiziune adevărată. Formidabil, vom reveni. Cum funcționează? Tu filmezi ceva sau faci o captură de ecran, o trimiți la YouTube și YouTube o arată la toți pro și YouTube o arată la toți privitorii interesați. Ce? De ce ai nevoie? Dacă vrei să ți se vadă fața, îți trebuie o cameră video, camera de la laptop, un webcam sau poți direct de pe telefon. Dacă ești urât, poți să faci streaming doar la jocul pe care îl joci sau cum îți faci ordine pe desktop. Mai ai nevoie și de un microfon. Majoritatea căștilor au deja microfon pe ele. Și apoi ai nevoie de un program care să facă streaming-ul efectiv. Cel mai bun e OBS. E gratis și pare simplu de folosit, ceea ce e important, pentru că îți dă speranța că o să-l înțelegi. N-o să-l înțelegi, dar îți zic eu de pe acum exact ce butoane trebuie să apeși ca să meargă. Unii zic că ajută să ai și audiență, însă teoretic vorbind, nu e necesară. Poți face streaming și cu 0 oameni și ai marele avantaj că n-ai niciun idiot în chat. Cum începi? Bagi webcam-ul în USB. Bagi căștile în calculator. Bagi mielul la cuptor. Deschizi OBS, adaugi webcam-ul în scenă și adaugi și desktop-ul dacă vrei. Pe urmă deschizi YouTube și faci un live. Pui un titlu, o descriere și un thumbnail. Fix ca la un video normal. În momentul în care apeși OK, stream-ul va apărea pe canalul tău și mama și fanii vor intra să te vadă. Momentan tot ce se vede e thumbnail-ul. Copiezi stream key-ul, te întorci în OBS și în settings îi dai paste. Click pe start streaming și OBS începe să trimită către YouTube viața ta super interesantă. Nu ești live momentan, robinetul e încă închis la YouTube acolo. Ai ocazia să îți aranjezi coaia, ai ocazia să îți aranjezi părul și când ai tras aer în piept, click pe go live. De ținut minte, orice modifici acum în OBS se reflectă în live. Ce vezi tu în OBS, văd și oamenii tăi acum pe YouTube. Pentru tine e greu să monitorizezi și cum se vede și cum se aude pe YouTube, așa că roagă un prieten să se uite și să-ți confirme că e totul ok. Gata, ai făcut streaming! Ok, și acum e timpul pentru topul săptămânii, pentru săptămâna în curs. Așa că săptămâna asta, de 3 ore am zis săptămâna, avem top replici de agățat de la geam. Pentru că suntem în autoizolare, dar nu suntem animale. Sau pentru că suntem animale. Avem așa, vă rog să notați. Pe locul 6, o să încerc așa o voce mai sexy. Bună, crezi în dragoste la prima vedere? Sau să mai arunc niște bani? Pe locul 5, te-a dorut când am aruncat cu ghiveciu? N-are cum să nu. Locul 4. Pe mine poți să și scuipi, că oricum m-ai lăsat mască. Pe locul 3. Te-aș invita sus să bem o Corona, dar par genul de tipă care nu pune botul la glume răsuflate. Pe locul 2. O fată ca tine e foarte greu de găsit, pentru că ești spirit. Și pe locul 1, scuze, ai cumva coronavirus? Că respir greu de când te-am văzut. Cu plăcere. Te-ai săturat să ți se desperecheze șosetele când le speli? Colegii de la birou te necăjesc că ai șosetele desperecheate? Uită de problemele astea! Noile șosete cu sfoară! Desperecherea e istorie! Șosete cu sfoară! Nu te trag pe sfoară!
Oameni buni, după cum prea bine știți, noi aici la Ceva Show nu doar facem glume puierile cu părțuri, ca să nu zic altceva. Noi aici încercăm să rezolvăm probleme, probleme reale pe care oamenii le întâmpină zi de zi. După ce am rezolvat în episodul trecut problema cu autoizolarea, acum încercăm să le dăm seama, nu neapărat dacă e o problemă sau cum e mai bine, dar să vedem avantaje și dezavantaje în a fi tânăr sau, pot zic neapărat bătrân, în vârstă. Pentru că, nu, știm cu toții, și de la show de seară, știm cu toții că dacă ești tânăr, da, e ok, dar pot apărea probleme. Poți să fii prost, de exemplu, și când ești mai în vârstă, ai mai multă experiență. Așa că avem două echipe în seara asta. Echipa care va susține că e mai bine să fii tânăr, formată din Banciu și Dan Frânculescu. Bună ziua! Bună ziua, vă salut! Vă salut și eu și echipa care susține că e bine să fii mai în vârstă, găina bătrână face ciorba bună, Cristi Popescu și Sorin Părcram. Bună seara! Bună seara, bună seara, mă auziți? Bună ziua, bună seara, fiecare cum... Eu am la vârsta lor nu mai contează, domne, ce... Deci o să adresez o primă întrebare echipei formată din Sorin Părcram și Cristi Popescu. Vreau să vă întreb, în primul rând, când v-ați dat dumneavoastră seama că e mai bine să fii mai în vârstă? Și mai mult de atât, de la ce vârstă ești mai în vârstă? Așa, vă domnul Popescu, dacă da, o să încep eu, Ați uitat întrebarea, domnul Popescu, vă citim și noi odată? Domnul Frânculescu, vedeți că vi s-a stricat cu enzima acolo pe față. Vă rog frumos. Nu mai există respect, domnul Viorel. Noi avem și fire albe și uite la ăștia, la ăștia tineri. Cum se uită, ar scuipa dacă am fi în cameră cu ei. Să luați COVID. Hai, Dibre, vorbiți acolo numai că... Domnul Frâncule, nu se glumește cu așa ceva. De unde veniți? De la sat sunteți. Așa este. De sufragerie, domnule. Prost crescut. Suntem în izolare. Avem, vă rog să avem puțin respect față de, de toți oamenii, pe de altă parte, nu doar pentru cei mai în vârstă. Deci, domnul Popescu, aveți cuvântul. Da, și a doua întrebare care era? Când am constatat eu că am avut o mătușă care mi-a explicat cum e viața. Eu eram tânăr în momentul ăla, ea avea vreo 60, cam așa, și mi-a arătat lucruri frumoase și mi-a spus, mi-a spus să o cumpăr. De acolo și vorba, cine n-are bătrân să-și cumpere. Și am pus alocație peste alocație și am cumpărat-o. Și atunci am realizat, domnul Viorel Dragu, că bătrânii sunt cheia fericirii și a împlinirii noastre. Nu știu dacă să fiu de acord. Mă uit așa un pic la domnul Purcălăb și eu n-aș da mai mult de 10 lei pe el. Nici dacă mi-l dă la set, dacă vine cu antemergător, cu ploscă, cu asta, că nu... Sau, dar voi acum aveți Revolut, domnul Purcălăb, aveți Revolut? Domnul... Am luptat la Revolut. Revolut. La revoluție. Aveți Revolut, acum vă dau. Nu vă bate în joc. Deci, întrebarea era adresată oamenilor. Măcar? Grijă la tine. Ăștia tineri și întreținerea nu plătesc. Am văzut eu la avizier. Domnul Banciu, eu am remarcat. Vă întreținerea, domnul Frânculescu, după aia mai comentat. La avizier, domnul Purcălăb, vedeți dumneavoastră la avizier? Respectele mele. Deșteți întreținerea și după aia mai vii aici. Gălbejite, vă auzi gălbejite, stai dracu la un loc acolo. Mă rog eu frumos, este o emisiune respectabilă aici, nu suntem la, nu mai zic acum alte emisiuni, dar vă rog frumos să menținem o dosă de respect. Și vreau să zic că să fii bătrân e o chestie și de mentalitate, de exemplu. Domnul Purcălab are 37 de ani și ultimul concediu l-a făcut la Căciulata. Păi și unde să mergem? La Vama Veche, acolo la depravați, la droguri, la seringi? La Căciulata e foarte frumos! Electricastle. Joacă și bingo seara, să știți, avem seri dansante, avem ceaiuri, avem tot ce trebuie. Unde să mergem, la electricastle? Trebuie să recunoaștem că un avantaj, sau la ce folosesc tinerii, de obicei, cam ei ies în piață să protesteze, nu prea ies oameni mai în vârstă. Și nu, adică au și ei rolul lor. Domnule, ies și oameni în vârstă, dar ne mișcăm așa de greu că până ajungem acolo să sparge toată piața, domnule. Așa, eu am vrut să merg, dar mi s-a blocat antemergătorul în lift și n-am putut să ies. Ați întrebat ce se dă aici, nu? Cu sacoșica la spate, ați văzut că nu se dă nimic, ați da. Da. Sunt și afecțiuni, asta mi se pare ciudat și na, cumva... Au diabet, au poliartroză, se dezvoltă cu vârsta, se mai dezvoltă o pasiune ciudată pentru sandale. Domnul Sorin Părcălab avea de mai dinainte asta. Sandaloză, cum se cheamă ce ați avut dumneavoastră? O formă foarte urâtă, ați avut, țin minte de când ne cunoșteam. Vă făceau picioarele alea
Cum mă domnul Frâncu. Domnul Frâncu. Dar eu nu cheltui. Eu nu cheltui ca un nesăbuit domnul. Eu nu v-am spus atunci, domnul Frâncu. Eu am avut Adidas. Domnul Frâncu, ar fost Adidas și am făcut eu sandale să-i mai port domnul Frâncu. I-ați călcat așa, domnul, dar vă zic, nu aruncăm cu banii. Nu aruncăm. Era caz de amputare acolo, domnul Purcălap, vă jur. Că la dumneavoastră, la tineri, ce se întâmplă? Iei o pereche, porți azi o pereche, o arunci. Da, perechea aia până a fost făcută. Cât țițele s-au scos, domnule? Că pică planeta pe noi, domnule. Pică clima, natura. Uitați, domnul Banciu pare un tânăr bine crescut. Asta voiam să zic. Domnul Banciu. Eu, de exemplu, dacă vreau să fac sex cu doamna Nela de la 2, care are 83 de ani, okay, mă atrage. Țânii, de exemplu, când îl plimbă pe pichii, cum îi se izbesc de coapse. Nu e pentru mine. Asta nu e pentru mine. Asta e doar pentru discuție. Da. Trebuie doar să zic că eu, dacă vreau să fac sex cu ea, trebuie să mă duc la doamna la ușă și să-i zic că m-a spălat cu șervețele umede. Asta trebuie să fac. Domnul Părcălar, de exemplu, nu scapă fără două bunuri de masă. Dar eu nici nu mai fac prostii din alea, cum le ziceți dumneavoastră. Sex sau cum le ziceți. E nebunie, tinerii ăștia. Domnule, dar cine are atât timp? Cine eu de când mi-a rupt șoldul, nici eu nu mai fac. Are dreptate, domnul Părcălar. Îmi plăcea și mie, aoleu. Trebuia la Maricica. E foarte bine când... Mi se pare ok să fii tânăr și să ai memorie. Pentru că nu-mi pun problema asta, bă, unde mi-am pus dinții, să stau să-i caut o oră și să mă duc la un vecin, pe urmă să-mi mestece mâncarea, că nu mă descurc. Domnule, dar eu ies și fără dinți din casă. Dar nu trebuie să mergeți la vecin, eu mi-am luat mașină de tocat carne și bag toată mâncarea acolo și o sug. Eu știți ce... O sugeați de tânăr, dar... Cum vă permiteți? Eu o sugeam înaintea dumneavoastră, domnul Frânculescu. Păi înaintea mea erați, domnul Cașu, când aveți spus să o sugeți. Măcar o sugeam bine. Vreau să zic acum pe post. Vreau să știi, făcea treabă. Se făcea treabă. Se muncea. Se muncea salată de gingii, domnul Popescu. Să suge numai pe bani. Noi o sugeam de plăcere, domnul Frânculescu. Domnul Prâncălab nebruiază, să știi, nu ce-ați făcut cu el, ce i-ați dat, dar... Va veni pensia, de unde e entuziasmul ăsta, domnul Prâncălab? Corecție matinală, ce s-a întâmplat? Îmi pare rău, nu vă aud că la bătrânețe ai auzul selectiv. Nu vi se pare un avantaj? Și anume faptul că dumneavoastră nu aveți nicio șansă să luați COVID, că nu trece de părul ăla din nas. Adică ce filtre? FFP3, FFP4, ce aveți acolo? Că e mustață, domnul Frânculescu. Dar dumneavoastră sunteți la pubertate, încă nu v-a crescut, nu știți cum e. O să vă crească, dar nu e cazul acum, că nu e alt gen de emisiune, să știți. Nu... V-a dat pătrunjelul? Mm-hmm. Și eu am oricum, am zis că la menopauză îți dă spor la pensie. Eu aștept să intru și eu. Bineînțeles că eu nu o să pot să iau partea cuiva, doar că dacă pot să spun, cumva se simte în tonul dumneavoastră, mă refer la domnul Popescu, domnul Prâncălab, și oarecum un regret, știi, față de vremurile trecute. Da. E, poate fi și ăsta un factor. E o nostalgie, domnule. Da. Mi-am inteles. Erau sticlele alea de lapte cu gura largă. Nu mai sunt acum. Eu mai făceam prostioare. Dar ce să mai fac? Acum vine aia la Zuzu, dacă o știți. Dezgării de faide. Arăta ca fața lui domnul Frânculescu după ce am trecut printr-o cutie de Zuzu. M-a nenorocit. Dar vi se mai... Adică, dar înseamnă că... Ridică sau pur și simplu o îndesați, o puneți așa într-o sacoșă, ca punga cu pune. Domnul Frânculescu, plăcerea e plăcere, nu contează cum. Voiam să întreb pe domnul Popescu cum se descurcă cu... Cu ce? Dacă mai face... Cum e, domnul Popescu? Licea de prostioare. Când vine pensia, sărbătoresc. Așa, foarte bine. Haide să mai am terminații nervoase, fac cu sucitoarea pe masă. Bun. Deci ar trebui să prețuim mai mult bătrânii. Asta categoric. Zic, pe de altă parte, nu e nicio vorbă despre tineri. Știi, să apreciem tinerii, ce n-are tineri să-și cumpere. Nu există vorbele astea. Dar ar trebui inventată, domnule. Că acum am zis noi că așa. Dar și tinerii are locul lor la cules. Uh-huh. În Italia, în Spania. Un autobuz, domnul Prâncălab. Și mie în locul dumneavoastră mi-ar fi dor de perioada în care mă bășeam doar când voiam eu. Nu așa când strănuț sau când clipesc sau, Doamne ferește, când aud un zgomot sau dă frică sau... E greu, eu cred că... Eu n-am nevoie de motiv, domnul Frâncu.
Da, dar știți cum este, să stați mereu cu spatele la peretele prost, să nu stropiți. Da, cine stropește, domnule? Dacă puneți un fluier, vă distrați de minune. Eu am și cățel și mi-am pus fluier. Știi cum sare la fluier? Eu sunt curios. E clar că tinerii se distrează mai bine, simt așa, pentru că sunt tineri, au energie, totul bine. Cum vă distrați dumneavoastră, vă întreb, domnul Popescu și domnul Pârcălab? V-am zis, fac ser de bingo cu bătrânele. Și partea bună e că știți că femeile trăiesc mai mult decât bărbații. În categoria noastră de vârstă, practic, per capita, per bărbat, per moș, ai mai multe babe. Da, a, și, corect, și dacă, dacă îți mai merge sfredelul, nici nu le lași însărcinate, că nu au cu zărul însărcinate. Deci stai... Pârcălab, ați făcut coșciugul, aia îmi place. Ca apropo, coșciugul... Da, e poziția mea favorită. Dar am nu, eu numai... Dați doi, unul peste altul și mai e unul care aruncă cu pământ. E super distractiv și se murdărește, e noroi acolo, vai, m-am excitat un pic, mă scuzați. Eu am, mie poziția mea preferată este poziția capră de lemne, că oricum stă baba așa și nu se mișcă. Și tot timpul aia, poziția capră de lemne, wow. Wow. Uf, noi cred mai că... chemăm și câte unul mai tânăr, îi zicem drujba noi. Când vine. Vine. A, cum îi spuneți dumneavoastră, antefutătorul, nu? Ca să vă țină... Nu, drujba. Bun, ok. Bine, domnilor, vă mulțumesc am frumos. Am ceva pentru încheiere, să știți. Spuneți, normal. Din nou, normal. Am vorbit, să zic că vă port respect și dacă aveți nevoie de orice, medicamente, alimente, dacă aveți nevoie de cineva să vă bage coaiele înapoi în capot, să știți, am declarații aici, doar completez, vin la dumneavoastră, da? De tot respectul aveți, sunteți veterani. Mulțumesc că ați fost, mulțumesc și noi. Mai fi, mulțumim pentru invitație, domnul. Noi mulțumim tinerilor că era se pare că țara este pe mâini bune. M-ați emoționat, mă, bunicilor. Țara e pe mâini bune când văd atâta de mult bun simț și oameni decenți. Mă face să cred că n-am trăit degeaba și am muncit. Domnul Popescu, am muncit lucru pentru tineri ăștia. Am ok, ok. Le dea Dumnezeu sănătate și Dumnezeu să-i țină cât eu mai ține. Trăiască munca! Hai. Bun, bine, mulțumim. Toate cele bune, toate cele bune. Începem, gata?